Bun găsit la Ai Bani! Aveți o idee de afacere, dar nu aveți bani să o puneți în practică? Să știți că există soluții. În perioada următoare vor fi lansate mai multe programe de finanțare prin care se acordă granturi nerambursabile între 5.000 și 120.000 de euro, fie pentru cei la început de drum care vor acum să-și deschidă o afacere, fie pentru firme mai vechi. Care sunt condițiile pentru a obține banii, aflăm astăzi, iar invitatul meu este Marian Dumitrache, consultant în accesarea fondurilor europene și naționale de la Academia de Finanțare.ro. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație. În primul rând, dacă nu ai bani deloc, dar ai o idee bună, ai șanse să obții finanțare sau trebuie să ai totuși ceva, să vii cu ceva de acasă? Programul de finanțare care ar fi cel mai potrivit pentru un astfel de scenariu ar fi Startup Nation. A ajuns deja la cea de-a treia ediție de finanțare, prin urmare există un istoric al ideilor de afaceri bune care își vor găsi finanțare printr-un program cu finanțare nerambursabilă oferit de stat. Într-adevăr, trebuie să existe fonduri proprii, însă nu de la începutul afacerii. Vorbim pentru moment de înființarea unui SRL și apoi depunerea proiectului. În cazul în care antreprenorii vor lucra cu firme de consultanță, într-adevăr vor trebui să ia în calcul această primă plată, uneori cerută de către consultanți. În cazul de cât? Care este variabilă, poate fi de la 0 până la câteva mii de lei. Depinde de la un caz la altul, de complexitatea ideii de afaceri, de momentul în care începe discuția și pregătirea proiectului și în cele din urmă de politica fiecărei firme de consultanță. Dar dincolo de acest lucru, pregătirea proiectului va fi făcută fără alte costuri importante. În schimb, în momentul în care proiectul va fi aprobat și finanțarea va fi certă, de această dată, spre deosebire de celelalte două programe de finanțare care au funcționat în trecut, va fi necesară o contribuție proprie din partea solicitantului, care va fi de la 5% până la 15%. Evident, pentru încurajarea șanselor de finanțare, pentru sporirea șanselor de finanțare, se recomandă ca antreprenorul să ia în calcul încă de la început o contribuție proprie de 15%. Acești bani, dacă nu îi va avea, după aprobarea proiectului, se va adresa unei bănci, care îi va oferi cu siguranță o soluție de finanțare alături de finanțarea părții eligibile a proiectului. Deci în regulă să faci un împrumut pentru acești 15%? Există această posibilitate de împrumut și pentru partea de cofinanțare, în schimb pentru partea de 85% care ulterior va fi decontată de către stat. Există protocoale pe care statul le încheie cu diverse bănci, prin urmare există garanții de stat pe care antreprenorul le va obține, astfel că nu va veni cu garanții personale și există dobânzi mai mici la acordarea creditelor respective. Când începe? Programul era programat să înceapă în această lună, însă cu siguranță nu poate începe mai devreme de 1 iunie deja. Nu există un comunicat oficial, prin urmare așteptăm în continuare noi informații. Deci mai este ceva timp, dacă ni se pare o idee bună să ne facem actele, un dosar și să ne pregătim exact pentru acest moment. Avem timp pentru pregătirea proiectului. Singurul lucru birocratic care ar trebui făcut în această perioadă ar fi înființarea firmei, dar este un proces care durează de la 3 la 5 zile. Prin urmare, avem tot timpul necesar pentru pregătirea firmei, pentru depunerea proiectului. În cazul în care firma nu există deja, pentru că sunt eligibile pentru finanțare firmele care sunt înființate de la 1 ianuarie 2020 și până astăzi. Dincolo de acest lucru, antreprenorii trebuie să aibă deja o idee de afaceri conturată, să își fi estimat deja la acest moment valoarea investiției și eventual să solicite informații din partea unor ofertanți privind valorile pe care le vor include în cadrul bugetului. În anii trecuți au fost probleme, știu că e o problemă aici la nivel de încredere, pentru că s-au făcut decontările cu întârziere, cei care și-au deschis afacerea au avut ceva dificultăți cu plățile. Mai există acum această temere? Această temere nu ar trebui să mai existe în acest moment. Întârzierile s-au datorat mai degrabă în ultima perioadă pandemiei de COVID și antreprenorilor care au obținut finanțare în cea de-a doua etapă a programului. Acolo au fost într-adevăr probleme cauzate de faptul că unele activități au fost restrânse prin legislație ca o măsură suplimentară de prevenire a răspândirii îmbolnăvirilor cauzate de COVID. Iar acest lucru a împins mai departe, a făcut ca antreprenorii să
să-și restrângă activitățile, să-și blocheze activitatea sau să-și oprească, pur și simplu să-și oprească activitatea pentru o anumită perioadă de timp. Și atunci s-a prelungit perioada de implementare, s-au prelungit perioadele de verificare, iar decontările într-adevăr au întârziat. În acest moment însă nu avem această problemă și nu ar trebui să mai existe grija aceasta. Bun, dați-ne niște exemple sau poate niște idei. În ce domenii au solicitanții cele mai mari șanse să obțină și finanțare? Ideile de afaceri care ar avea cele mai mari șanse de finanțare ar fi cele din sfera producției și a industriilor creative. De exemplu? Prin urmare, dacă vorbim de câteva exemple, ar trebui să amintim de producția de software la comandă. Prin urmare, antreprenorii care au pregătire în domeniul IT pot face aplicații, site-uri și așa mai departe, dar și activități de producție, cum ar fi brutării, cofetării, patiserii. Sunt eligibile producția de mobilier. Este una din ideile de afaceri cu șanse foarte mari la finanțare în acest an. Confecții metalice, confecții textile, acestea sunt cele mai importante idei de afaceri. Și șansele cele mai mari să obținem și bani, spune. Exact, da. Dacă ni se pare unul dintre programe potrivit și vrem să începem procedurile pentru a primi finanțare, care sunt primii pași? Ce trebuie să facem? Primii pași ar trebui să fie, primul pas pe care ar trebui să-l facă un antreprenor ar fi să își analizeze ideea de afaceri și să se asigure că acea activitate sau cod CAEN va avea șanse maxime de finanțare. În momentul în care își stabilește acest lucru și este convins că ideea de afaceri va putea fi finanțată, ar trebui să urmărească ghidul solicitantului sau procedura de implementare și să vadă care sunt condițiile cerute pentru depunerea proiectului. Ca de exemplu, o anumită vechime, existența profitului, numărul de angajați din perioada anterioară. În cazul în care aceste lucruri sunt îndeplinite, mai departe ar trebui să urmărească și obligațiile pe care finanțatorul le va impune pentru perioada următoare. Ca de exemplu, crearea unor noi locuri de muncă, repartizarea bugetului către investiții în utilaje mai degrabă decât în mobilier, spre exemplu. Iar în faza finală va trebui să ia decizia dacă își pregătește și își depune proiectul singur. Există proceduri și există tutoriale pe care le poate urmări. Pe de altă parte, în cazul în care va dori să lucreze cu o firmă de consultanță, poate să contacteze un astfel de specialist și va pregăti proiectul împreună cu acesta.